Elena Udrea a răbufnit după dezvăluirile lui Sebastian Ghi. Vreau să îi răspund scurt amicului meu de la Belgrad. Nu știu ce jocuri face. Fostul ministru Elena Udrea este la ramp după recentele dezvăluiri ale lui Sebastian Ghi. Într-o postare pe Facebook, Elena Udrea neagă ce ar fi vrut să preia postul Realitatea TV, punctând ce Sebastian Ghi a luat-o și a făcut România TV cu ajutorul lui Maiorii Coldea. Cât despre celebrul episod din toamna lui 2014, când Elena Udrea a fost fotografiat la Paris, alături de subliniere Faricot, Alina Bica, fostul ministru susține ce nu știe ce conține raportul înaintat de SRI lui Traian Băsescu și cere de secretizarea acestuia. Desim a prins episodul TASPE din interviul cu Sebi Ghita la spital și am cu totul alte priorități, având din vedere că am fost subiect al acestei filmări, probabil pentru că în celelalte episoade nu reuseste să rupă gura targului cu nimic, vreau să îi răspund scurt amicului meu de la Belgrad. Nu înțeleg ce jocuri face. Decât ca nu-i sire neagă originile, orice ar fi SRI și mai ori trebuie să fie bine. Nu eu am vrut să iau realitatea, nici nu aveam cum, ci el a luat-o și a făcut RTV-ul, cu ajutorul lui Maior și Coldea. Eu m-am opus explicit preluarii, le-am reprosat celor din conducerea SRI etc., lucruri despre care vorbesc în jurnalul meu, ba chiar am și spus public în emisiunea România 9 de la TVR. De ce era nevoie să aibă televiziune, am văzut ulterior, când atacul la Traian Băsescu, la mine și alții de pe lista neagră a fostului adjunct SRI se dădea prin RTV mai ceva ca prin A3. Sigur, erau vremurile când Sebi era încă prieten cu Coldea. De unde știe Ghita ce conține raportul? Eu, care eram visata si mult mai apropiată de președintele care l-a cerut si l-a citit, habar nu am ce conține. Dar sunt sigura că dacă ar fi avut o singură referire la vreo fapta de-a mea, de-a lui Bica, în afara legii, aș fi aflat pe loc. Oricum, ca să ne lămurim, cer de secretizarea lui. Mă mir că acum spune altceva, după ce zilele trecute tot Ghita declara că a fost sunat de Coldea în ziua în care au fost publicate pozele în mod clandestin pe internet, care i-a dat un ipal unui site de pe care urma să preia fotografiile cu mine și cu Bica, pentru a le da într-un mare show TV, la televiziunea făcută împreună de ei. Ceea ce s-a întâmplat atunci. Cât priveste povestile pe care le-ar fi auzit de la SRI cu dosare cu arabii și nu mai știu ce, si acest episod este descris de mine în jurnal, apoi l-am dat exemplu si public de câteva ori, ca proba implicării lui Coldea în afaceri, de partea unora. Dar, si aici e mai simplu decât de secretizarea raportului, îl rog să-și autorizez pe domnul Cristoiu să publice secventele din jurnal despre care discutase Sebi Ghita, ca să ne lămurim. În concluzie, pot să presupun doar că e foarte greu în Serbia si ca nici el nu mai știe cui să-i facă pe plac, ca să-i fie bine. Adică exact ce a făcut mereu, scrie Udrea, pe Facebook.
Sebastian Ghiță a precizat, într-un interviu, ce 10 oameni din București sublinierea au ce vor aprea pozele cu Elena Udrea sublinierea Alina Bica din Franța. Fostul deputat precizând ce nu el a făcut site-ul pe care au apărut fotografiile, dar ce subliniere tia de existența acestuia. Solicitat să comenteze dacă, după părerea sa, Traian Băsescu i-a spus Elenei Udrea ce conține raportul SRI privind aceste poze, Ghiță a declarat ce e foarte posibil. Fostul deputat a mai spus ce scopul urmărit prin publicarea respectivelor poze era ca Elena Udrea să fie împiedicat să ajungă presubliniere dinte, pentru ce ar fi urmărit să le desemneze pe Traian Băsescu premier. Totodată, Sebastian Ghiță a mai spus ce operațiunea publicării respectivelor fotografii a aparținut unor angajați din serviciile de informații, suspectându-l pe Florian Coldea.